Bună seara, dragii mei, și bun găsit la o nouă ediție Sub Lupă. Sunt Cosmin Neagu și pentru următoarele 20 de minute vom dezbate știrile importante ale zilei. În această seară vom discuta despre proiectul Oxigen pentru București, despre prețul record al aurului înregistrat în această perioadă și despre proiectul de lege care impune impozitarea bacșișului. Alături de noi în platou este Marco Badea, jurnalist și consultant politic, totodată și fondator al proiectului Dialectica.ro. Bun venit, Marco, alături de noi. Bună seara, bine v-am găsit. Iată prima știre despre care vom discuta în această seară. Gabriela Firea vine cu propuneri privind proiectul care prevede interzicerea mașinilor sub Euro 3 în centrul capitalei și introducerea unei viniete pentru mașinile care sunt din București sau Ilfov. Aceasta se referă la posesorii de mașini poluante care locuiesc în centrul capitalei și la taximetriști. Așa cum spuneam, iată primul titlu din seara aceasta, este vorba despre proiectul Oxigen pentru București, un proiect care este deschis dezbaterii publice până la data de 30 septembrie, luna aceasta. Proiectul acesta prevede câteva măsuri care vor fi luate pentru conducătorii autovehiculelor, și anume faptul că dacă aceștia au mașini a căror normă de poluare se află sub Euro 3, vor fi obligați să plătească o taxă, o vinietă pentru a putea să aibă acces în zonele centrale ale capitalei. Înainte de a discuta despre lucrul acesta, aș vrea să vedem puțin ce spune Ministerul Mediului și cum arată indicele de poluare. Iată că indicele de poluare cu PM10 a fost de 91,65 de micrograme pe metru cub, acesta fiind practic o medie pentru întreaga zi. Potrivit legii numărul 104 din 2011, valorile limită pentru protecția sănătății umane pentru particule în suspensie, PM10, sunt de 50 de micrograme pe metru cub. Practic, media este aproape dublă față de limita maxim admisă. Aș vrea să te întreb, Marco, în ce măsură este necesară implementarea unui astfel de proiect care să reducă poluarea produsă de autoturisme? În primul rând, vreau să încep cu următoarea afirmație. Proiectul doamnei primar este unul discriminatoriu. Și de ce spun acest lucru? Mă iau pe mine drept exemplu. Locuiesc la 20 de kilometri de București și îmi desfășor activitatea în fiecare zi în oraș. În fiecare zi fac naveta, sunt navetist, vin cu mașina. Nu am alt mijloc mai optim de transport și ajung până în centrul orașului. Doar că, dacă ne uităm pe mențiunile proiectului, eu, cu mașină înscrisă în județul Giurgiu, venind în București, va trebui să achit acea taxă, acea vinietă specială. Chiar dacă mașina mea este Euro 3 sau Euro 4. Nu, trebuie să proiectul așa prevede. Dacă nu ești riveran, va trebui să achiți acea taxă. E o măsură pe care am încredere că consilierii din Primăria Municipiului București, Primăria Generală a Municipiului București, o vor reclama la CNCD. Pentru că avem posibilitatea aceasta, spațiul de manevră, să putem dezbate și să vedem carențele unui astfel de proiect. Proiectul, la modul general, ar fi unul bun, dar el trebuie șlefuit. În acest moment, cum dorește doamna primar să-l implementeze, nu este normal vis-a-vis de toți ceilalți participanți la traficul și la tranzitarea orașului. În principal, ar trebui să ne uităm la faptul că marile capitale europene au interzis deja zona delimitată ca fiind centrul orașului pentru a putea să intri acolo cu mașina. O măsură din aceasta ar fi bună, benefică pentru respirația orașului. Doar că dacă cineva dorește să-și construiască un business, luăm un exemplu, și nu este dispus să investească în mașini noi și businessul lui presupune achiziționarea de mijloace de transport și achiziționează mijloace de transport la mâna a doua, la mâna a treia, la mâna a patra, care nu corespund normelor pe care le are în vedere proiectul, dar este riveran din București, nu este amendat. Ori,
ar trebui să fie, să existe o mențiune foarte clară. Indiferent de faptul că ești riveran sau nu, trebuie să plătești sau să se suspende accesul în zonele, în zonele așa numite ca fiind conturul centrului capitalei, să se suspende accesul și să existe un acces limitat într-o parte a zilei sau într-o parte a săptămânii, sunt de acord, dar să se încurajeze, să se încurajeze și o alternativă. Nu putem să venim un astfel de proiect într-un moment în care nu există alternative. Sigur că da, cumva ai anticipat și cea de-a doua întrebare pe care o pregătisem, și anume cum vor fi afectați posesorii de autoturisme cu normă de poluare sub Euro 3, pentru că știm că sunt destul de mulți oameni care nu își permit în momentul de față să achiziționeze o mașină a cărei normă de poluare să fie de la Euro 4 în sus, să spunem, și atunci ei practic nu vor mai putea să tranziteze orașul și vor fi obligați să plătească această vinietă. Crezi că este unica măsură care ar putea îmbunătăți calitatea aerului pe care noi îl respirăm în București? Eu de aia am exprimat, de fapt de aia am făcut mențiunea la o formă de business. De ce? Pentru că dacă eu sunt dispus să intru în capitală și să plătesc chiar dacă am mașini care nu corespund acelor norme, automat voi plăti vinieta aceea. Aerul va rămâne același, doar că se vor încasa, să spunem, mai mulți bani la bugetul capitalei, din care ar trebui să se construiască alternativele, sau pe care ar fi trebuit să le avem deja alternativele acestea. Ori, eu cred în acest moment că posesorii de autovehicule mai jos de Euro 3, privind măsura aceasta, nu vor fi afectați dacă sunt riverani, dar vor fi afectați toți ceilalți. Și iarăși revin la situația în care o consider o măsură discriminatorie. Să luăm exemplu taximetriștilor. Să fim foarte realiști, nu vreau să extrapolez acum între dimensiunea Uber, Taxify versus taxiurile clasice, dar multe taxiuri sunt necorespunzătoare privind această normă, acest proiect pe care dorește doamna primar să-l implementeze. Ori, nu știu dacă s-a menționat undeva, eu am citit legea cu atenție și nu s-a menționat nicăieri și incapacitatea de a putea tranzita orașul a taxiurilor care nu corespund normelor, a mașinilor speciale din cadrul MAE, MAI, MAPN, care nu corespund normelor. Sigur, se vor expune niște excepții și probabil se vor reglementa. Ori iarăși există niște măsuri discriminatorii aici. Nu poți să expui excepții, de fapt să ridici excepții asupra unui subiect care totuși e construit pentru a stopa combaterea poluării excesive a orașului. Sigur, cu alte cuvinte, ca și telespectatorii noștri să înțeleagă mai bine aspectul acesta, o astfel de măsură practic nu va reduce cu foarte mult sau aproape deloc calitatea aerului din București și poluarea care există în momentul de față, deoarece oamenii care vor fi nevoiți să tranziteze orașul vor plăti această vinietă, pentru că ai nevoie să te deplasezi, ai nevoie, cum spuneai și tu mai devreme, ai un business, ai o nevoie și trebuie să faci asta. De aceea se impun cu totul alte măsuri. Este bună și aceasta, dar eu cred că trebuiesc propuse și alte măsuri complementare care cumva să susțină acest proiect. Care crezi tu că ar fi un următor pas, în afară de această restricție, să spunem așa, autovehiculelor și de obligativitatea plății unei viniete? Alte măsuri pentru a îmbunătăți calitatea aerului? Și cu asta aș vrea să ne apropiem de încheierea. În fapt concret, proiectul e bun, dar trebuie șlefuit. Ar trebui lăsat în expectativă pentru, să zicem, următorul mandat, să vedem dacă îl va mai obține actualul primar sau un altul nou care va fi, pentru că ar trebui să se încurajeze fundamentarea alternativelor despre care vorbeam. Avem nevoie de încurajarea unui transport în comun eficient, pe care nu-l avem, de congestionarea traficului din București pe marile artere, care este infernal.
trebuie să fie luate măsuri în privința polurii excesive a marilor companii și a oamenilor care poluează excesiv, aruncând gunoaie și fiind neatenți la mediul înconjurător. Ar trebui o măsură, de fapt ar trebui un set de măsuri, implementat un set de măsuri perpetue privind educația în domeniul ecologic al oamenilor. Nu știu cum se va construi proiectul ăsta pe viitor sau care va fi deznodământul. Sper doar să nu rămână deznodământul acestea cu măsuri discriminatorii. Pentru că vă mai dau un mic exemplu și cu asta închei. Dacă mâine primăria din Lucăr ar spune de azi încolo toți cetățenii sau toți posesorii de autovehicule cu număr înmatriculat în București sau Ilfov vor trebui să plătească o vinietă specială dacă vor dori să tranziteze DN1. Gândiți-vă la poluarea excesivă de pe DN1 în timpul cozilor acelea kilometrice. Ar fi iarăși o măsură discriminatorie. Ori asta ar trebui să-i trezească un semnal de alarmă doamnei primar și celor care lucrează la proiect. Proiectul e foarte bun, dar proiectul trebuie implementat pentru toți cetățenii, nu numai pentru cetățenii din oraș. Firește, există și o logică electorală, pentru că nu te votează cetățenii care îți tranzitează București, ci riveranii. Doar că tu, ca primar, trebuie să investești în sufletul orașului și să nu te intereseze neapărat, la modul cel mai concret, pielea orașului. Bun. Din nou aș vrea să reamintim celor care ne urmăresc faptul că acest proiect se află în dezbatere publică până pe data de 30 septembrie, așadar aveți posibilitatea să participați în cadrul acestei dezbateri, să vă spuneți opinia, să faceți o adresă către Primăria Municipiului București și dacă aveți idei pentru a putea fi implementat acest proiect într-un mod cât mai corect și într-un mod care să ajute cât mai mult rezolvarea acestei probleme, nu ezitați să vă implicați și să faceți lucrul acesta. Trecem la cea de-a doua știre pentru seara aceasta, și anume faptul că Banca Națională a României a anunțat marți că prețul gramului de aur a depășit 212 lei și a atins un nou nivel record pe fondul creșterii instabilității pe piețele internaționale. Mai precis, prețul gramului de aur a crescut de la 211 lei și 23 de bani la 212 lei și 97 de bani. Acesta este un nou nivel record, depășindu-l pe cel din 28 august. Și cum spuneam, prețul oficial al gramului de aur a crescut la BNR în prima jumătate a anului de la 169,8 lei la peste 200 de lei gramul în prezent. Prețul aurului înregistrează totodată creșteri importante și pe piața internațională, unde se situează la maximul ultimilor 6 ani. La ora transmiterii știrii, aurul era cotat la 1532 de dolari uncia, în creștere cu 0,88%. Prețul este mai redus față de maximele atinse în 2011, când aurul a depășit 1800 de dolari uncia. Hai să vedem puțin, în opinia ta, care sunt motivele acestei creșteri neașteptate din perioada aceasta? Cum ne afectează? Evident, configurația scenei politice internaționale se reflectă și în penuplu economic și vedem că lira scade pe fondul Brexit, aurul crește pe fondul războiului comercial, de fapt să nu-i spun război, ci tergiversărilor comerciale între China și Statele Unite. Cred că ar trebui să ne îngrijoreze faptul că e un semnal că vine criza. Să ne aducem aminte faptul că la începutul lunii iulie, dacă nu mă înșel, sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, Deutsche Bank, una dintre marile bănci, banca ale Germaniei, a anunțat că disponibilizează peste 60% din personal.
personalul de pe tot mapa mondului, pentru că Deutsche Bank are sucursale în străinătate. Adică rămâne, își autarhizează capabilitățile în doar 40% funcționare. Apoi vine creșterea aurului, care, pe de o parte, e benefică pentru puțini investitori care cumpără direct aur, doar că aurul poate să ajungă la un moment dat în logică economică, cum este un bun imobiliar. Să zicem un teren intravilan, extravilan, sterp, fără nimic construit pe el. E acolo, aurul e acolo. Vei aștepta la un moment dat tranziția ciclicității economice ca să revină la, revină la valoarea prin care poți să îți exerciți distribuirea lui mai departe, vânzarea sau trocul economic. Cred că ne apropiem de o criză economică, iar creșterea aurului ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că nu este, poate telespectatorii or să creadă că este foarte puțin la nivelul general, cum vorbim, de la 211 lei la 213 lei. Dom'le, a crescut cu 2, și ceva lei. Nu, a crescut foarte mult, foarte mult. Aduceți-vă aminte de creșterile economice cu privire la euro, când sunt diminuările sau majorările acelea de câteva 0,1 euro. Atunci se produc decalaje pe bursă, pentru că anumiți investitori se retrag într-o zi și vin alți investitori care impun monopol pe alte piețe de capital. Da, este o veste care ar trebui să ne pună puțin pe gânduri, să ne întrebăm ce se întâmplă cu economia globală, pentru că vedem semne peste tot și în Europa, în marile economii, dar chiar și la nivel mondial. Sunt probleme și aproape majoritatea țărilor cu putere economică destul de ridicată se confruntă în momentul actual cu anumite deficiențe, ca să spun așa, pe segmentul acesta. Bun, pentru că timpul este destul de scurt, o să trecem și la cea de-a treia știre, și anume senatorul PSD Eugen Teodorovici, ministru al finanțelor publice, a depus la Senat proiectul de lege privind impozitarea bacșișului încasat de la clienți în cazul serviciilor de restaurant, baruri și alte activități de servire a băuturilor. Proiectul a fost înregistrat luni în procedură de urgență. Este o știre destul de interesantă. Ea a mai fost, sau acest subiect a mai fost cumva în atenția publică și în urmă cu ceva timp. Și aș vrea să vedem în ce măsură îi va afecta pe operatorii economici această decizie privind impozitarea bacșișului și în ce măsură îi afectează și pe angajații din domeniul Horeca această măsură. Timpul este destul de scurt, așa că aș vrea ca în 2-3 minute să putem să atingem. Atunci vreau să spun de la început că e o măsură populistă, caracteristică spiritului politic al domnului Teodorovici. În primul rând, e o măsură populistă pentru a atrage electorat dintr-o parte care nu este întocmai fidelă PSD-ului. Haideți să o luăm logic. Dacă eu sunt angajatorul, al dumneavoastră angajator, iar un telespectator este clientul, clientul care ne lasă, care vă lasă dumneavoastră, de fapt îmi lasă mie nota de plată pentru consumație 100 de lei și dumneavoastră vă mai lasă bacșiș 10 lei. Măsura constă în faptul că din bacșișul pe care vi l-a lăsat clientul nostru, al amândurora, cu pregătirea al meu și apoi al dumneavoastră, dumneavoastră trebuie să împărțiți cu mine, potrivit logicii domnului Teodorovici, acei 10 lei. Un lucru total greșit. Bineînțeles, domeniul Horeca va avea de câștigat mai mult. Eu voi avea de câștigat. Totuși e imoral să vă iau din munca dumneavoastră, pentru că e o muncă prin care zâmbiți frumos, serviți frumos, la timp, corespunzător, și vă faceți plăcut. Pentru asta primiți tips, bacșiș. Ori, dacă eu îl împart cu dumneavoastră,
încalc o limită morală și o limită a decenței comerciale, aș spune. Nu e nimic aici de natură juridică, dar e ceva de natură penală. Eu vă angajez pe dumneavoastră și vă dau posibilitatea să creșteți și să aveți alte venituri din capacitatea dumneavoastră de a fi profesionist în acel domeniu. Și legat de aspectul acesta, practic, nici salariile nu sunt atât de mari în domeniul acesta, pentru că știm, tocmai acesta fiind motivul, patronii știu că angajații primesc bacșiș și atunci salariile sunt mai mici pentru că cumva se completează restul de aici, din partea aceasta. Aici este un cumul de factori și o înțelegere mascată a marilor industriași din domeniul Horeca. Țările dezvoltate din lumea asta primește un salariu mai mult decât decent pentru ceea ce faci în domeniul Horeca, ca angajat. Aici se merge pe logica, lasă-mă, câștigă din bacșiș, nu mai trebuie să-i dăm noi cât merită. Ba nu, trebuie să-i dai cât merită. Bacșișul nu trebuie să te intereseze pe tine. Aceea e o atenție pe care o dai, să nu intrăm pe altă logică. Atenție, nu mită și pagă, cum se procedează în alte domenii, medical, educațional și altele. Nu. Aceasta este o atenție pe care tu o dai de bună voie, plin de entuziasm și de mulțumire pentru fapt. De fapt, e mulțumirea ta de natură pecuniară pentru serviciile pe care ți le-a adus acel om. Dincolo de faptul că ai primit niște servicii corespunzătoare și ai fost mulțumit de ele, din partea angajatorului acelui om. Deci e o natură, e o măsură populistă care se dorește să rupă din electoratul, să zicem, progresisto-liberal, care nu e deloc fieful, cum am spus mai devreme, electoratului pe social-democrat. Da. Marco, îți mulțumesc pentru ideile pe care le-ai împărtășit alături de noi. Iată, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ne vedem sub lupă mâine seară la aceeași oră. Pe curând!